ceea ce pot să remarc, în primul rând, eforturile tuturor celor care au decis să organizeze acest seminar în Delta Dunării, un seminar care aduce destinația turistică Delta Dunării în rândul celorlalte destinații din România. Și spun asta pentru că, din păcate, la nivelul județului Tulcea nu există o asociație de ghizi de turism. Sper că, în urma discuției de astăzi, în urma participării atât de numeroase, atât din partea conducerii Federației Naționale a Ghizilor de Turism din România, cât și din partea celorlalți ghizi de turism, să putem sprijini și susține crearea unei astfel de asociații. Este important pentru că, la urmă, activitatea de ghid de turism reprezintă un pilon important al turismului, indiferent de ce destinație discutăm, cu atât mai mult în Delta Dunării. S-a discutat și s-au tras concluzii vis-a-vis de ceea ce înseamnă ghidul de turism local, localnicul, cel care de altfel cunoaște, știe locurile, știe poveștile, știe canalele, știe zonele din Delta și care trebuie să contribuie, fără doar și poate, la ceea ce înseamnă asigurarea unui standard ridicat de calitate în activitatea de turism. Delta Dunării merită asta și iar din nou seminarul de astăzi este unul important care sper să fie primul pas înspre ceea ce înseamnă reglementarea și asigurarea unei activități de ghid de turism coerentă și echilibrată la nivelul Deltei Dunării și nu numai. Au fost multe situații în care ghizi de turism români veniți cu grupuri de turiști în Delta Dunării, poate nu au asigurat nivelul de calitativ necesar unei activități de turism pe o locație atât de specifică cum este Delta. Iar astfel de seminarii nu fac altceva decât să contribuie la pregătirea ghizilor, tocmai pentru a avea o activitate de turism și de a pretinde reîntoarcerea turiștilor în Delta Dunării. În primul rând, mulțumesc autorităților locale, Consiliul Județean, Primăriei, că s-au implicat în a organiza acest seminar de pregătire a ghizilor de turism atestați, care fac parte din Federația Națională a Ghizilor de Turism din România. A fost un eveniment reușit, poate chiar spre excepțional. Mulțumesc de asemenea și colegului nostru Ionuț Călin, cel care s-a ocupat efectiv, ghid specializat pe Delta Dunării, pentru a ieși acest seminar așa cum trebuie. Într-adevăr, autoritățile vor să se implice, să meargă treburile așa cum ar fi normal, da? Aici în Tulcea, în Sulina, în Speță, zona pe care am vizitat-o, Delta Dunării, și sper să facă demersurile necesare, așa cum și Federația face demersurile necesare pentru îmbunătățirea legislației privind ghizii de turism din România. Țin să recunosc că îmi place Delta Dunării, nu este pentru prima oară când vizitez Delta Dunării, de fiecare dată mă surprinde în mod plăcut. Deci de fiecare dată aș vrea să mai revin din nou în această zonă a Deltei Dunării. Nu pot să enumăr ce loc anume mi-a plăcut cel mai mult. Toată Delta Dunării este Sulina în primul rând, Letea, acolo unde într-adevăr am avut onoarea să degustăm bucatele tradiționale din Delta Dunării și de asemenea peisajul, fauna, flora, deci totul m-a surprins plăcut. În primul rând și în primul rând este zona cea mai vizitată din, și cu care ne mândrim din sud-estul Europei. Da. Este o zonă care merită cel puțin o dată în viață fiecare turist străin și nu numai străin, și român să viziteze această zonă. Are foarte multe lucruri de arătat. În linii mari pot să spun că avem nevoie de ghizi în turism dacă vrem să dezvoltăm turismul în direcția corectă. Am spus-o și aici, din punctul meu de vedere, ghizii sunt factorul moderator într-un turist care tinde tot timpul să devină agresiv vis-a-vis de sestre peisagistică, ecosisteme și așa mai departe. Asta care le avem aici în Delta. Că vin din alte părți nu e o problemă, pentru că am mai spus, o spun și acum aici, noi avem nevoie de ghizi specializați în Delta Dunării, se vine și la modul general așa, să te uiți la peisaje, la răsărit de soare, apus de soare, dar sunt foarte mulți care vin foarte aplicați pe anumite zone, adică birdwatcherii au nevoie clar de niște ghizi specializați care știu să-i ducă să vadă anumite păsări. Există cei care vin cu caiace și vin mulți de afară. Evident că au nevoie de niște ghizi care știu să umble cu un caiac și care știu trasee. Apoi mai vorbim de
pescarii sportivi recreativi care au nevoie de ghizi de pescuit, așa cum sunt peste tot în Europa și în lume, care să-i ducă pe zonele de pescuit, care știu regulile. Este clar că avem nevoie de specializări. Asta înseamnă niște acreditări, înseamnă niște cursuri, pentru că doar așa putem să-i aducem în zonă de legalitate. Iar un alt punct important al acestei discuții, într-adevăr, avem nevoie de ghizi din toată țara. Ăștia vin pe zone specializate, probabil că vor veni chiar și biologi, care în zona de, să zic așa, de sezon turistic, pot veni în Delta Dunării și să-și desfășoare această activitate de ghid care știe despre ce vorbește aici în Delta Dunării. Și este foarte important, pe lângă ghizii ăștia care vin din afară, să existe localnicii care, pe lângă faptul că vor avea o alternativă la ceea ce fac ei în mod normal în Delta ca sursă de câștig, ei se vor implica mult mai bine pentru că știu despre ce e vorba, sunt oamenii de aici, știu traseele, știu absolut tot ce trebuie știut pentru a comunica turiștilor esența Deltei Dunării. În primul rând, trebuie să vrei să faci slow tourism, deci turismul în viteză în Delta Dunării nu înseamnă nimic. Nu vezi nimic, nu înțelegi nimic din Delta. Trebuie să umbli încet în Delta, să fii în vârful picioarelor, ca să zic așa, să respecti foarte mult din ceea ce e în jurul tău și să te sui într-o barcă cu un localnic care știe să te ducă să vezi niște locuri în liniște și încet. Ăsta e primul lucru. Așa poți să asimilezi ceea ce înseamnă Delta. Trebuie să te bucuri de peisaje. Evident că sunt niște locuri clare unde poți să te duci. Letea, Cara Orman, poți să vezi Sulina, este zona urbană, dar extraordinară. Vine cu bogată istorie și peisaje din zona litoralului superbă. Da? Și sunt multe locuri în Delta unde poți să mergi pur și simplu la inspirație, adică evident pe traseele legale, nu intri în zone strict protejate, din cauza asta e bine să fii cu un localnic care știe lucrurile astea, poți să te bucuri de pescuit, poți să te bucuri de păsări, adică sunt multe lucruri pe care poți să le faci și nu trebuie neapărat să fii într-un program din ăsta, astăzi mă duc și poți la un moment dat să-ți lași două zile și să te duci așa cum simți, să te impregnezi de Delta și să o înțelegi și să o faci foarte încet, ăsta este cel mai important lucru.